fost la bola de Rafael? Băi, dar ce mai bun ca el? Acum o să-l chem pe Rafael aici. Nu, bro! În episodul de astăzi am vrut să testez abonații să văd cum se comportă cu un copil de fol și nu pe Stumble Guys, schimbând în vocea și numele, dar aceștia și-au dat seama și la final de videoclip mi-au spus că mi-au făcut un prank. Bă, am făcut la prank. Ce? A fost prank. Hai că mai fac de astea dacă e. Ok, am făcut totul bun, suntem default și acum intrăm pe Discord, lăsăm aici un mesaj, suntem pe Discordul meu, pe camera de Stumble Guys, după cum puteți vedea. Hai să lăsăm acum un mesaj, chiar sunt curios că vreau să fac testul acesta să văd cum se comportă abonații mei cu alți abonați și după dacă, mai ales dacă sunt default. Eu mi-am schimbat și numele, adică când o să scriu acum, hai să scriu un mesaj. Salut, cine joacă Stumble Guys, hai să vedem. Vedeți că mi-am pus numele Vlăduț, eu, mamă, dar stați puțin că se vede. Bă, Toxic Castro ăsta, că ăsta am filmat acum câteva zile, ăla cu clanul de Toxic. Uitați că văd că mi-a răspuns direct. Uite și Nicolas, ok. Vedeți, mamă, sper să nu se prindă băieții că văd că ăsta de fondator aici e numele roșu, dar nu cred că se prind. Cred că o să creadă că e de la YouTuber sau ceva. Eu cu un prieten, bine, hai să intrăm apel. Să intri pe o cameră aici, ar fi foarte bine să intri pe cameră și da. Au, mă sună. Bă, da, cu Kevin parcă am jucat, în episodul acela un copil toxic versus 5 abonați, când am jucat cu Darusel cu copiii aia toxici și mi se pare că a fost și Kevin atunci. Mamă, deci cu amândoi am filmat, dar sper să nu mă dau de gol, că s-ar putea să-mi știe vocea, dar o să-mi fac eu vocea așa, dar sper să nu mă dau de gol, sper să nu-și dea seama că sunt eu, asta e toată treaba, dar hai să intrăm acum pe apel cu ei. Chiar sunt curios cum reacționează, cum o să se comporte cu mine și cum o să reacționeze după când o să le zic că sunt acela. Mamă, stai că am închis apelul. A, uite, gata, hai că mă sună din nou. Salut! Salut! Ce faceți? Bine! Vă jucați Stumble Guys? Da! Și eu vreau să mă joc Stumble Guys, putem să ne jucăm toți? Da! Dar voi sunteți buni? Da, sunt cei mai buni din România! What? Nu vă cred, că a mai zis cineva așa că e cel mai bun din România. L-am bătut pe Mătălin! Mi-a mai zis unul că e cel mai bun din România, mi-a zis unul. Păi, dar eu l-am bătut pe Mătălin și Mătălin e cel mai bun din România. Cum adică? Da, i-am dat 10-0. I-am dat un Superman ciodată. L-ai bătut pe Mătălin ăla că joacă, care face live-uri? Da, ăla care face și clipuri și live-uri. Wow, ce tare! E nab, bro. Înseamnă că voi sunteți buni. Da, exact. Da. Și Kevin l-a bătut și pe Nin și pe Mădălină. Wow! Auziți? Foarte bun! Dar de cât timp vă jucați? Noi, mamă, de un an și ceva! De 3 ani? Cum de 3 ani? Că jocul e apărut de 2 ani! Păi ce 3 ani? De 3 ani noi ne jucăm dinainte să apară jocul, pentru că pentru că developerii i-a dat nouă să ne jucăm, să-l testăm și alea. Wow, și noi suntem așa de buni. Păi da, voi lucrați la joc? Da, noi lucrăm la joc. Hai să ne jucăm, Bine, dar fiți atenți că... Bă, de ce mă faci? Ești nab. De ce mă faci așa? Pentru că tu nu te-ai lăudat că ai bătut pe cineva bun. Păi, dar de ce trebuie să mă laud? Eu demonstrez, nu arăt faptele. Eu arăt fapte, nu zic vorbe. Eu nu vorbesc, eu demonstrez. Ora de combate română. Eu demonstrez. Dar tu ai skin-uri măcar? Eu, dacă am skin-uri, am și eu, am un skin. Vrei să ți-l arăt? Dar nu pot să ți-l arăt, trebuie să intrăm în meci ca să jucăm. Păi am un skin, dar e super tare, e așa cu verde, cu portocaliu, cu albastru, cu negru, cu... Ăla-i skin-ul normal, nabule! Cum adică e skin-ul normal? Păi cum adică, că eu am primit un skin de la Stumble Guys, numai eu l-am primit, că m-am conectat al nu știu câtelea om pe joc. E făcut pentru mine. Gratis! O, nu, e special făcut pentru mine. E gratis, nabule! Mă mințiți! Nabule, câte gemuri ai? Poftim? Câte gemuri ai? Trei. Știi câte am eu? Trei gemuri, încă am, nu mai am gemuri, am dat verișorului meu, mi l-a consumat el pe toate. Am 2769, nu știu. Știți că verișorul meu e printre cei mai buni din România. L-am bătut, îl știu, l-am bătut rău. Hai, gata, scrieți-mi și mie codul, vă rog. 811. Haideți să vă bat, deci fiți atenți. Eu sper să câștig, deoarece, adică eu m-am jucat foarte mult în ultima perioadă, mă joc de o săptămână jumate. Mamă, cât de puțin! Ești nab, rău! Păi da, sunt cel mai bun jucător de la mine din casă. Așa mi-a zis mami. Da? Păi mami, da, mami mi-a zis că sunt cel mai bun jucător la jocul ăsta. Bă, da, voi de ce aveți skin? Bă! De ce aveți skin galben? De ce aveți skin galben? Pentru că suntem buni.
Păi cum adică? Bă, voi sunteți cu skin de la de Vilda jocul la început default, că văd că aveți același skin amândoi. Tu ești cu skin default, noi suntem cu special asta. Mă, eu nu sunt cu nimic. Bă, nu da mine, nu dădea. Bă, slabule, Kevin, hai să-l batem. Nu. Bă, dar nu merge așa. Gata, să sar pe aici. Ce nap ești? Tam. Aolo. Ce nap? Mamă, nu. Hei, mamă, cum am făcut-o pe asta, n-am făcut... Ești aia cu noroc. Am făcut cea mai tare schemă din viața mea la joc. Bă, au, nu dă de-a mine, nu dă mine. De ce dai mine? Ai avut noroc, nabule. Măi, tu ești copil prost. De ce ești rău? Scuze, nu vreau să zic așa. Mă, că mami mi-a zis să nu vorbesc așa și trebuie să-mi cer scuze. Taci, trebuie să... M-am omorât ca pentru că o să te bată. De tare. A, bă, ce voi... nab ești? Bă, a, cine a murit? Ce nab ești? A murit pe mine, ce nab ești? M-am sinucit. Mă, cât de nab sunt. Bă, dar nu e corect. Bă, dar am crezut că e unul în spate. Care? Mă, tu ai murit primul, băiatule. Nu, bule. Mă, copile, tu ai murit primul, taci. Eu sunt cel mai bun din România. Mă, Kevin. Ești sam. Îl cheamă Kevin, nu Kirvin. Dacă e măști română sau o carte îi deschide, mă cheamă Kevin. Păi da, Kevin nu e din România, e din desen de ăla animat cu unul de sau ce rămâne singur acasă cu masa, cu tasă și rămâne după singur acasă. Mama ta, da. Are Facebook. Nu, de ce vrei să... Vai. Eu nu dau detalii. Hai să ne jucăm. Taci, mă, nabule, că n-ai drept la opinie. Te rog eu, nabule, că îmi sângerează cu tine. Mamă, nu mai pot. Bă, ce-am fost mă auzit acum, bă, gâtă? Ia, stai să mă pun din nou după default. Alo, mă auziți? Alo, mă audeți? Mă aude, fetele, ăsta, băieții? Băieți, mă auziți? Te audem. Știi ce vreau eu să fac acum? Dăm codul. Codul este 424 424 365. Mă, ce? Mă, ce zis? 2 Mamă, da! Aolea, bă, ce râs! Bă, nu mai râde de mine, că îmi vine și mie să râd cu bilul! Bă, dar nu mai râde de mine, de ce lui? Bă, dar hai, zic-o deodată, repede, că trece timpul și n-am timp! 4-2-4 Că trebuie să mă duc să fac temili! 4-2-4 3-6-5 4-2-4, 3-6-5, tu așa, ta-ta-la-la. Gata, am intrat. Mamă, ce nab ești, ai gârâm în nume, nabule. Mamă, am pus acum din nou pământ, m-am pus din nou pământ, nu știu ce-am pus asta, mă. Nu mă puteam obține din râs, bine că nu mi-am făcut, adică nu știu dacă mi-am făcut cursul meu, adică, dar nu și-au dat seama. Mă, ce zic ăștia ăsta, cred că am auzit ceva de mine. Alo, da! Alo! Da, am fost... M-a chemat mami, scuze, vorbeam cu mami mea. Dar pe ișvanul lui stă la bola de Rafael? E Rafael? Gârmă? E Rafael? Nu, Rafael Gârmă. Rafael Gâ? Că nu ai numele ca el. Rafael Gâ? Ișvanul lui? Cum adică? De ce zici asta? Pentru că ai numele lui. Cum adică am numele lui? Bă, eu sunt Vladuzeul. Eu sunt Vladuzeul. Dar ești fanul lui? Mamă, băie, stați puțin că am făcut o prostie, am făcut o mare prostie, mi-am pus din greșeală. Stai, să mă pun pe difen, gata. Să vorbesc eu așa cum trebuie. Nu mi-am schimbat numele, dar nu știu dacă și-au dat seama, sincer, probabil că și-au dat seama acum, dar nu mi-am schimbat numele, am uitat de treaba asta și îmi văd ei numele. Eu am ăsta să fie numele ascuns, dar eu nu, gen, ei îmi văd numele mie, asta e toată treaba. Mie că își dau ăștia seama. Nu e vina mea că eu am fost plecat. Hai să-i dăm un meci din nou. Stai să-l bat. Păi voi vă bateți. Cum adică? Haide să jucăm încă un meci, că eu nu mai am timp, că vreau să fac temili. Ba da, ai timp. Nu am timp, că mami. L-am bătut. Mami, după mă bate. De ce? Păi da, nu am timp, că am școală mâine. La noi e săptămâna verde, fraiere. Bă, ce-i aia? E verde. Cum adică e verde? E iarbă? E ca o școală. Cum adică? Bă,
Bă, ascultă, Nabule, e bine. Ca școala, doar că nu faci ore. Bine, ți-a dat partiu acum, în 3 secunde, 3. Că eu nu mai joc după deci dacă nu-mi dai. Codul este 1, 4, 3. Aula, scuze, 1, 4, 3, de aia mă iei. E, boi. Zi, e, what? Cum a zis, ce Dar de ce ești așa noob? Gata, da, n-ai skin-uri, n-ai skin-uri. Ba da, am skin, uite, am șapcă. Eu am șapcă, voi n-aveți șapcă, flare-ul ăla. Ba da, avem pălării chiar. E mătase, pălălie, da, pălălie de mătase. Pălălia, pălălia de mătase. Ionel cu pălălie, Ionel cu pălărie. Am zis, dar ce ziceți voi de la Fail G? YouTube-ul meu preferat. E nab. YouTube-ul meu preferat. E nab și e foarte cringe. E cel mai tare YouTuber. Pe cum adică? Bă, Castorel. Bro, m-a scos, bro. Castorel. M-a scos pe Kevin. Ce nap e Kevin. Bă, cum adică? Kevin, tu ce părere ai de la Fael? Că e slab. Bă, e Darusel mai bun ca el. Darusel e mai bun ca el. Bă, da, Darusel e cel mai tare. Băi, păi da, Toxi, eu am văzut că tu zici așa că el, de fapt, tu, Toxi, zici că e slab, dar la Kevin nu mă așteptam. Am văzut videoclipurile, unul în care ai jucat tu, Toxi, iar tu ai fost, poți să zici că îl faci așa noob și toate astea, că e fraier, că nu știu ce, dar tu zici așa numai că v-a trollat pe voi acolo, adică a intrat acolo să facă clanul și voi ați fost foarte noob și v-a bătut. Că voi, tot cu Darusel, sunteți și mai nabi. Și el a fost, el trebuia să fie acceptat, dar el n-a vrut să joace cu voi, că voi sunteți niște copii fraieri. Dar eu cu Darusel ne-am făcut clan și a dat dintr-o dată el lui Darusel i-a dat mesaj că vrea și el da, să intre. Da, Kevin, eu nu mă așteptam de la tine să zici așa, o să-i spun eu lui Rafael să vezi ce ai zis tu de el. Nu ești prieten cu el, nabule. Ei, dau mesaj. Am vorbit cu el pe Discord, vorbesc cu el pe Discord. Cum n-ai bine supraviețuit până acum, nu ne-ai omorât? Mă, e slab ăsta. N-are pula. E slab ăsta, eu sunt cel mai bun. Eu sunt cel... Ce nab ești. Mă, Kevin. N-ai skin-uri. Ce are, mă? Kevin, dar să-ți fie rușine tu, de ce zici de Rafael Grâmă că e slab și că nu știu ce. De ce zici așa? Pentru că tu ai filmat cu el. Și el a fost și eu. Și parcă. Parcă erai pe tata, dar tu nu știai, a fost probe la tine, a dat probe cu clan, cu Dalea. De la tine Kevin, la tine nu mă așteptam să zici așa. O să-i spun eu, o să vadă el care e adevărat la fața unui aburat, adică a ta. Că ești foarte rău, să nu-ți fie, ești foarte rău la Kevin. Da, ai văzut că a pus-o din ăla cu școala? Da, eu plâng, dacă mă zic, nu mă zic. Și am o întrebare, ce poate să-mi fac? Cum adică ce poate să facă? Pe bune. Nu, dar fii atent. Stai puțin că mă cheamă mami. Mamă, fiți atenți, băieți, acum o să îi zic ceva de genul cum a reacționat dacă ar veni Rafael aici și cum i-ar zice în față dacă ar fi auzit Rafael toată treaba asta și după o să vin eu cu vocea mea și o să vorbesc și să văd care o să fie reacția lui. Haideți acum, stai că o lasem cu vocea aia din nou. Intru acum să vorbesc cu ei din nou, stai că ies de pe Diffen, ies de pe Mut și eu să vorbesc acum să văd cum o să reacționeze când o să-și dea seama că sunt eu. Bine, prima oară vreau să intre în ăla, să fiu cu skin-ul și cu astea. O să zic ceva de genul că mi-am făcut eu skin, că nu știu ce, că d-astea, d-ale mele. Alo, auziți? Da, nabule. Așa, gata. Hai să mai dăm un meci. Un meci mai vreau să mai dau atât, că nu mai pot după să mai joc, că mă bate mami. A zis mami că dacă skin-uri. Nu... Da, cum să n-am skin-uri? Am skin-uri. Ți-am arătat că am skin. Nu, chiar nu ai. Uite, mamă, am o să dau la common skin. Cine știe de ce muri? N-ai dreptul. Eu am aproape 3000 de gemuri. Da, e picătos skin, portocaliu galben, strălucitor. What? Tu știi câte gemuri am eu? What? Hai să ne jucăm, nu mă interesează, hai să ne jucăm, te rog, repede. Gata, băieți, hai să jucăm. Ba, fiți atenți. Mamă, nabu. Fiți atenți. Vreau să punem un pariu. Vreau să... Cum ai skin-ul ăsta? What? Skin-ul ăsta l-are și Rafael. Kevin, tu de ce nu mai ai skin-ul ăla de default? Tu i-ai furat contul lui Rafael cumva? De ce? Păi ți-am zis că am deschis common și mi-a picat acum un skin, ți-am spus. Păi cum? Păi nu știu, mi-a picat ăsta. Ba da. E slab. E tare, nu? Nu e tare? Tare.
E șmecher? Vreau și eu. E șmecher? Vreau. Hai, fiți atenți, că nu o să mă bateți runda aceasta la jocul acesta. Fiți atenți că sunteți niște rabi. Ia uitați, am și emote. Ha, ha, ha. Bă, vreți să... Ia uite-te la mine. Am emote. Mamă, ce nabi ești. Dar tu ai furat contul lui Rafael, că ai același nume și ai și eu același nume. Eu așa ceva, Nabule. Nu, eu cum să-i fur contul? Dar eu sunt bun, eu sunt foarte bun, uite. Eu sunt foarte Nabule, așa ceva. Păi da, stai. Eu n-am cum să-i fur contul vărului meu. Eu te așa ceva? Ai tantul ăsta, Nabule. Ce văr? Cum adică văr? Rafael, e vărul meu. Rafael? Ba nu, nu e adevărat. A, da, pe eu cum sunt pe contul lui acum? Păi da, minți. Cum să mint? Nu mint. Vrei să-l chem acum? Vrei să-l chem acum? Nu. Și o să-i spun ce a spus voi de el, că l-ați făcut nab. Mai ales cu Kevin. Kevin, eu nu mă așteptam de la tine să faci așa. Gata. Nu știa, te rog, iartă-mă. Gata, acum îl chem. Stați că mă arunc aici și acum o să-l chem acum. Revin imediat. N-ai voie. Mă, gata, acum am pus pe default. Stai că mă pun pe default, acum gata. Acum o să, ca și cum mă chem pe mine și o să vorbesc eu și tate asta, să vedeți. Stai că încerc eu să fac ceva tare. Gata, copii, acum o să-l chem pe Rafael aici. Nu, bro, nu. Bă, gata, dar nu mai faceți așa. Păi da, până acum, parcă, nu e frumos din partea voastră, știți. Păi da, nu. Văru, stai că-l chem acum, gata. Văru! E, Văruțu! Văru! Da! Nu! Bă, bro, nu! Vine repede la calculator, că vreau să-ți arăt ceva, că mi-au zis tu copii de tine! Nu, bro! Ce vrei, mă, ce vrei, ce vrei? Nu! Ce vrei, Alex, ce vrei, ia! Ce, ai, ești, bă, ce cauți pe Discord-ul meu și de ce ți-ai pus numele Vlad Osoat? Ia, cu cine e papel? Kevin și Castro. Bă, Castro, ce faci, bă, nu mai ești cu Darusel? Păi da, nu se mai joacă. Cu de ce nu se mai joacă? Bă, ce faci, bă, Kevin, ești prieten cu Castro? Cum ești prieten tu cu Castro? Că ăsta e toxic, e cu Darusel, e pe camă cu Darusel. Nu, ne jucam cu vărul tău, eram prieten cu el, așa, știi? Da? Păi cum, cum de vă jucați cu el? A dat mesaj pe serverul tău. Da, a dat mesaj. Dar nu înțeleg de ce și-a schimbat. Cred că e contul lui ăsta, habar n-am, nu știu de ce. Vladul Zeu ce-a pus. Alexe, de ce ți-ai pus numele Vladul Zeu dacă te cheamă Alex? Păi da, mi-am pus așa că am văzut la un băiat mai mare și nu știi că pe mine numele al doilea e Vlad. Și mi-am pus Vlăduț. Am înțeles. Bă, dar Rafael, vreau să spun ceva ce au zis băieții ăștia doi de tine. Ce am zis? Ce au zis? Băieții ăștia au vorbitură de tine. Nu e adevărat. Ce? Nu e adevărat, minte. Bă, ia tot timpul puțin, stai că mă pun pe difă să văd ce zice. Mamă, băieți, acum fiți atenți că o să dau ca și când, da, așa. Ia, stai puțin, mai stau așa puțin să pară ca și cum aș fi vorbit mai mult și toate astea și după să dau. Bă, Kevin? Ce? Ce ai spus lui vără meu de mine? Că ești un youtuber foarte bun. El mi-a spus altceva și știi care e faza următoare? Că ce? Eu am lăsat și OBS-ul pornit și cred că s-a filmat tot și eu pot să mă uit în urmă să văd dacă a zis voi ceva. Mi-a fost abu prea multă Coca-Cola, că știi că la copiii de la Coca-Cola mai turbează așa puțin. Vezi cum vorbești cu vără meu? Că o să înceapă să plângă, el e sensibil, să știi. Ce-a zis? A, nu, n-a zis nimic, Alex, stai cu minte, Vladuț, hai că zic Vladuț acum, că mai nebunit, nu știu ce ți-ai spus numele tu, Vladuț, dar zic Vladuț Zeu, na, că ești tu Zeu. Bă, dar ce-a zis? Nu, n-a zis nimic. Bă, ia fi satez, mă. Bă, Kevine, eu nu așteptam la tine din partea asta, de ce ai făcut? De ce ai zis? Ce-ai zis de mine? Ia, spune-mi pe bune, recunoaște ce ai spus. Nu. Cum adică nu? Păi înseamnă că ai zis ceva pe bune. La Castru mă așteptam să vorbească prost de mine de la tine, că te-am adus pe episod și te-ai rugat de mine atâta. Te-ai rugat atâta, Kevin? Nu e frumos din partea ta, să știi, nu e frumos din partea ta, să știi. E foarte. Și vrei să vă spun ceva? Vrei să vă spun ceva pe bune? Nu. Ce? Nu e niciun Vlăduț. Ieri am eu și îmi făceam vocea asta așa. Și să vedeți că de acum... Na. Eu, adică știu tot ce s-a vorbit, că cu mine n-ați vorbit cu niciun Vlăduț, nu era niciun Vlăduț pe aici. Cum adică? Eu eram. Păi da,
Păi de ce faci așa? Păi de ce faci așa? Cum adică de ce faci așa? Păi am vrut să filmez un episod în care testez abonații să văd cum reacționează cu alți abonați de-ai mei care sunt copii mai mici, care sunt default și văd că nu prea reacționează bine și nu mă așteptam să vorbesc chiar și de mine, adică Kevin e la tine, chiar nu mă așteptam, nu știu ce ai vrut așa. Dacă era nab. Da, Kevin, da, nu știu, voi ce căutați la mine pe Discord? Asta e întrebarea mea, Kevin. Ce căutați la mine pe Discord dacă vorbești așa? Păi da, eu ca să fac ce am făcut acum. Bă, taci. Ca să mai zic că ești nab. Du-te roadele mine puțin. Așa, nu. Fratele tău a scris pe grupul tău. Ce fratele meu? Că eram eu. Nu era niciun frate, dar eu nu era niciun frate. Am pretins că e un verișor, dar eram tot eu. Okay, uite că pot să fac vocea asta, așa, da? Să vezi? Okay. Păi dar cum? Nu, I hack! Eu I sunt hack. Așa. Și tu ai vrut să jucăm. Păi da. Da. Și tu voi... ai zis că nu ai skin-uri, adică ești nab. Păi da, și no voi... skin, no voi... skin. Voi ați... ai păcălit. Păi da, dar voi ați făcut mișto de mine și ați vorbit și prost de mine, ceea ce mi-a zis. Păi adică, da. Păi da, că e adevărat, ești da. Nab, ești cel mai nab. De ce zici Kevin așa, că nu te-am mai băgat un alt video? Da. Bine, lasă da, că e, nu mai e el, nu. Mad, Kevin, e mad, nu mă, lasă, că pentru asta nu o să te mai bag niciodată dacă mai faci așa. Bine, nu-mi pasă. Nu-ți pasă? Nu. Bine, nici Kevin. Mie, nici mie. Bine, Kevin, hai, pa. Cum pa, nabule? Castore? Da, mă, da. Ești un nub. Tu ești nab, te bate rău, dar eu să la 1v1, nabule. Nu, tu ești nab. Bă, Kevin, nu știu, eu nu mă așteptam de la tine, dar nu știu ce să zic, adică nu știu, mie e... aiurea, mie e aiurea. Bă, am făcut la prank. Ce? A fost prank, a fost prank. Cum adică a fost prank? Ce prank? Acum o dați la întors sau ce? Cum adică știi? A, da, acum a zis așa, ca să te scoți. Da, știam că ești tu, pentru că am văzut când am apăsat pe poza ta, am văzut că e numele schimbat doar la server. Și mi-a părea, sub numele tău, mi-a părea Rafael G. Bă. Ce mai vrei? Zi repede, hai. Eu știam că ești tu pentru că aveai numele Rafael GLM sau cum era. Așa, unde? Pe Discord nu aveam, ți-am spus că nu l-aveam. Nu, pe Stumble. Și aveai și special aia. Da, mă, dar bă, știi care e faza? Că atunci când m-am pus pe mut atunci și că am zis, bă, cred că și-au dat ăștia seama când ai zis tu de Rafael GLM cum dam numele, dacă ești fan sau ceva, știi? Și păi cred... dacă ești nab, nu știi să faci nimica. Da, fiți atenți, gen, că voi tot ați vorbit prost înainte să vedeți numele ăla. Nu știu, pe Discord n-ați văzut nimic, dar numele meu l-ați văzut în match. Dar ați vorbit de dinainte prost, adică mă luați la mișto când sunt așa copil mic. Deci, n-ați vorbit de mine prost atunci, dar ați vorbit după, ați făcut așa, nu știu, în fine. Dar vedeți să nu mai fiți așa toxici cu alți copii, că nu e frumos cu copiii mei. Nu mai fiți toxici cu cei din fiți toxici cu cei de la mine din comunitate. Asta vreau să vă zic de pe Discord. Dacă nu, vă dau kick, vă dau kick. Dar îți place poza mea? Gata, hai că nu mai stau, pa. Da, bă, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Bă, nu știu dacă și-au dat seama sau nu pe bune. Chiar nu știu, ziceți-vă acolo în comentarii că chiar nu știu ce să cred. Dacă și-au dat seama pe bune și m-au păcălit ei la un moment dat, dacă mi-au întors ei prank-ul sau așa. Nu știu, habar n-am, dar scris voi acolo în comentarii ce părere aveți dacă v-a plăcut acest episod și nu uitați să vă abonați, să dați acolo un like neapărat, să facem 100 de like-uri, peste 100 neapărat. Hai să trecem acolo. Rupem YouTube-ul ăla. Pa, pa.